de tres Christmas. Si está teléfono, promute. Ce vă dracu cu toții? Am temă. E și mai bine așa. Lasă foarte bine. Nici să nu mai veniți. Să rămâie mie tot. Gianni. Seamănă, fă, dar nu e, e rubină. Ce faci? A, ce faci? Hai, bă, o tată, bă, rubină. Ce? Unde umpli, bă, iar ai goată, bă. Hai să fac o știuță de din odor. Salut, mă, domnișoară. Dați-mi voie să vă salut, mâna. Ia să zic eu ție. Ceva frumos, ca să-ți meargă bine pe joc. Deci, ce te speriată, nu? Ești perioasă, mă? Ha? Nu, băi, și te zic și eu ceva. Băi, lasă-mă, mă, am treabă, lasă să termin și după aia vorbim. Nu vezi că am treabă? Hai bine, să-ți dau. Băi, rubinule, băi, e nebastă-mi aici, nebun la cap, ce cu tine? Păi, de unde să știi? Băi, de unde, hai? Scuze, na. Pardon. Măi, explică și mie. Explică și mie, de ce m-ai adus pe mine aici? Să te măriți cu mine, Minodoru. De aia. Să mă mări cu tine? Da, Minodoru, să te măriți cu mine cu acte, ce nu înțelegi? Cu acte în regulă. Ai înțeles? Am înțeles, da. Și? Deci tu vrei să mă iei pe mine cu acte ca să ce? Ca să ai și tu drept la averea lui tăticul, păi, nu? Păi dă-te dracu de aici, dă-te dracu de aici, cum acum ai făcut scandal în continuu, că nu ești nevasta mea cu acte, că nu avem acte, că nu suntem împreună cu acte și acum dintr-o dată gata, fac scandal, nu? Păi, dar ce, nu ne era bine așa împreună? A, cum eram? Eu pentru tine o fac, pă! Bine, mă, eu mă iau cu tine cu acte, da? Înainte de asta. Zi. Trebuie să mă lămurești și eu, spune și mie ce a fost cu mămica. Minodoru, asta chiar m-a supărat. Iar începem cu ce a fost cu mămica, cu ce s-a întâmplat, dar nu ți-am explicat de atâtea ori că n-a fost nimic. Ea m-a chinuit ca pe Hristos în fel și chip m-a... Dar nu s-a întâmplat nimic, fă! Ce ești? Băi, zice și mie care v-ați facem aici? Facem, facem. Ia uite, nu. Ia uite, drept. Da, actele când le-ai depus? O să fii Madame Ioniță, înțelegi? Și actele le-am depus, nici nu știu cât m-am chinuit, ți-am furat buletinul, i-am păcălit pe ăștia că ești la spital, că ești internată, pe patul spital, bă, aia, facem operație, aia zice că să-mi bată ăsta și nu mai face nimic, nu mai, bine, gata, hai, mă, gata, prea, lasă, bem după aia, după, bem după aia, hai. Băi, hai, păi hai, eu n-am salbă. Lasă-mă, mă, cu salbă, nu mă interesează salba, că mine, că nu mă interesează averea ta, bine, dur, hai. Mergem încolo, hai, mergi tu înaintea noastră, ca să te vezi. Și cum, mă? Chiar așa să fac? Dom'le, Alina a zis că altfel nu se poate. Ce să mă... Bine, mă, dar... Asta poate să fie așa ca un romantism? Dacă îi mai iei și floricele, ai atins-o la coarda sensibilă. Ce face? Ce faceți, mă? Spaniol! Spaniola mea! Ce gătit ești tu în dimineața asta? Asta e fusta cu care șterg la oale. E,
atunci tu ești frumoasă. Auzi, nu vrei tu să mergem amândoi la cinematograf? La cinematograf? Amândoi? Da. Păi să mă gătesc, mă! Dar dacă vrei și cu Cristofor, da? Da, să mă gătesc, mă! Ceva? Oh, da. Asta e de la mama ei? Din China, da. E lui cineva cunoscut? Îl știu? E doar un obiect de artizanat. Deci n-a făcut vreo poșcărie. Ce mi-ar trebui mie ar fi lampa lui Aladdin ca să o frec și să-mi vine ochii la loc. Îmi pare rău, asta nu. Na, n-ai... Atunci, căprioara mea, bastoane de orbi ai? Avem două modele. Acesta este un obiect de artă, iar acesta este specific pentru orbi. Asta e foarte frumos, de vrecu. Asta e specific, dar n-aveți roșii. Nu se fabrică roșii. Păi de ce? Trebuie să fie vizibilă. Păi ce să face orbul cu vizibilitatea? Vizibilitatea e la ăilalți. Astea trebuie să fie roșii, orange, porpul. Vede ăla porpul și bă, ocolește. Ia-ți ăsta de artă înapoi și pe ăsta să-l încerc undeva. Nu. La calorifer. Aici? Bun, e bun. Sună foarte bine, nu? E. A? Cum stă? Foarte frumos. E frumos. Fă-mi un bun. Îl împachetez? Îl iau pe mine. Dar frate! Hai, gata, da. Vino, Flanche, vino. Vino, face, voi. Da? Hai, aici. Bună ziua. Bună ziua. Haideți să o facem repede, că mă cam grăbesc, că nu pot să stau. Cine e, domnul Ionisă? Păi cine e domnul? Eu n-am vorbit noi ieri. Eu sunt domnul Ienițu, ea e... Minotura, mă? Sunteți cam puțin. Mai vă trebuie încă un martor. Păi de ce? Păi nu vă pot cununa dacă nu aveți doi martori. Păi, domnule, dumneavoastră, ai ceva cu țiganii sau ce? N-am înțeles. Dar îi zice, ai ceva cu țiganii sau ce? Ia treci tu pe partea asta altă. Hai, treci pe partea asta altă. A, uite, mă, nu poate să le cunune. Le vă cunun eu, bă. Regi, eu vă cunun. Stai, bă, bine, că nu poți, bă, că tot nu ești martorii mei. Tot unul e. Cum să ne ies? Păi uite, nu vezi că numai o martură avem. Hai, treci acolo. Păi ce ești, cumpit? Ia uite, nu se numește. Unu, doi. Doi marturi. Dă-te, dracu, deci ești în pică. Nu are cine stii cu unii acum. Lasă-i rezolvă, că-i rezolvă, că-i rezolvă. Are drept. Da, fere. Hai, ca să tot cunune pe cineva în pauza asta, cunune pe noi fără martori, te pune mâna pe Biblie și jură că o să fie bine ca să te cunosc cu mine. Stai, bă, stai, bă, prostule, nu mai da. Ce ți-e pare normal ce faci tu așa? Stai, bă, prostule, ce dai așa? Că încercam să văd dacă e corectă și cinstită pentru tine. Și e corectă și cinstită? E. Am adus martorul. Ăsta e de mătura, hai, poate stai cu mătura. Dă-te-mă de aici, când... Dă-te aici, hai, așa. Gata, ai doi martori, acum poți să ne cunun, nu? Ia cine e? Martorul! Pantalonii, numai exterior. De la genunchi jos pe față.
Alo, alo! Scufița! Băi, loțare! Scufița! Băi, barbiță! Băi, alo! Alo! Băi, ce faci, mă? Ce faci, ce faci? Hai, bă! Pune jetul pe ei, exterior, interior, cioroniții, conșeniții! Haide! Păi ce să vă fac, bă, băieți? Dacă n-aveți topeu să vă băgați? Ia uite ce scule de mașini aveți! Păi eu nu știu cum a venit mașinile astea la voi, bă! Ia uite ce Ferrari are! Ia uite! Băi, 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 termină, băi! Băi, 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 n-auzi, boule, bă, te distrug, bă! Bă, stai că pățâna ai să o fi băi, 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 bag arma la loc, mă! Băi, n-auzi! Bă, da, aia cu ce, când îi vede, bă, cineva pe aici, bă, bă! Bă, te leși, bă, îți dau foc de viu, bă! Cine-o fi, bă, bă, ăsta? Băi, băi, tu te... Băi, da, aia cu ce, bă! Dă-mi coa! Dă-mi coa, bă! Dă-mi coa, bă, că vine... Băi, vine! Hai că am glumit, am glumit. Până m-a supărat de tot. V-ați înțeles, bă, că sunt supărat, mă? Voi ați înțeles, bă? Hai să ne păcăți, facem un joc de societate, frumos. Puneți-vă pe pereche așa frumos, 2-3. Haide, haide, haide. O să facem o declarație de dragoste. Bă, tu te hai, bă, ești bă, așa, frumos, frumos. Hai, 2-3 frumos, 2-3. Hai, așa frumos. Tu îi declar lui dragoste nebună. Îl iubești de când l-ai văzut. Zi, te iubesc? Te iubesc de când te-am văzut. De când te-am văzut. Sunt un nebunit după tine. Exact, foarte frumos, foarte contenoți. Da? Încerc frumos la ureche. Șoptește. Da? Și acum trei unghiul ăsta amoros. Ia, tu ăsta îi iubești cu o egală intensitate și pe ăștia doi și zici așa. Hai să o facem în trei. Hai să fiu eu un sandwich. Hai să fiu eu un sandwich. Ce frumos. Și acum ne luăm frumos în brațe. Și facem un blues. Da? Hai. Ia dă drumul la poțină muzică, mă. Hai, dă drumul la poțină muzică aici. Continuă cu bluzul. Obțin certificatul de căsătorie, casă de piatră, să fii sănătoși. Bravo! Casă de piatră, Bucurii? Da, mulțumim. Sunteți de la Căminul de Copii? Ce? Nu, dar de ce ne întrebi? Păi veniți așa singur, fără nimenea. Auzi, domnule, sau domnice, uite cum stau tine. Ia de aici banii ăștia. Mulțumim frumos. Păi, lasă-mă frumos. Așa vorbești tu cu Mioara? Hai zic, să verific, să văd că... Asta mea. Nu contează. Noi plecăm. Da, trebuie să le-am trebuit. Bine? Așa. Băi, unde e sticla mea? Sticla mea. Afară. Și paharul? Păi, și paharul, afară. Păi, du-te și adu-le, ca să bem și noi ceva. Păi stai, ce vrei să bem aici la cum e? Păi unde să bem? Mă duc afară. Bine, lasă că mergem și bem. Pe pe stradă, ca boschetare. Nu, 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 da, nu, cu boschetare. Hai că mergem acum, pe. Hai să nu coace. Mamă, ce sărătoare, Doamne. Ce faci cu fata aia? Care fata? Acum, la memoria ta ar putea să fie mai bună la vârsta asta. Aia pe care vrei să o vrăjești aseară. Mă văd cu ea în fiecare zi. Ia, dă-te de aici. Dă-te, mă, de aici, mă. Un buchet de flori, îl trimit și se rezolvă, să vezi. Asta cu buchetul de flori chiar că e depășit. Da, acum cum se procedează? Cum se procedează? Trecem direct la lucru. La sărutare? Direct la pat.
Bine, cu ea e altceva. E șef, și șefa mea. Șefa? Eu zic că împreună ați aranjat toată tărășenia aia cu Maria. Bine, îmi pare că ți-a tras țeapă. Foarte bine, pare. Sofia, poți să spui ce vrei, eu nu mă supăr. Sulfina, Sulfina! Sulfina, unde ești? Sunt distrusă, Sulfina! Sulfina! Ce ai făcut bere așa desperată? Cine, Sulfina? Aseară la miliția, Sulfina, s-a întâmplat în de pe câmpi, Sulfina! De la mere în vers, Sulfina! Nenorocire mare, Sulfina! Pe cine-a luat, bă? Pe cine-a luat? S-a omorât! Pe cine, bă? Pălu ciorbea! Și pălu dăugiu, nenorocire, ce Sulfina! Ce mai dai, bă? Și ce vrei să-ți vezi eu acum, bă? Să-ți deschizi cărțile! Bă, ia, ia, tăi, mă, de dură! Ia, ia zi! Ce s-a întâmplat cu băieții mei? S-a omorât! Cine tu? Aia lui Ciorbea! Și băieții mei? Și băieții, unul din băieții dumitale e mort! E mort și unul la miliție! Nenorocire! Fă, tu ești sigură? Sunt sigură, l-am văzut cu ochii mei! Nenorocire mare! Bine am venit în balamucul meu de casă. Oh, ce dor mi era. Hai, bă, ce-ai rămas acolo? Vino încoace. Uite, bă. Asta este casa mea. Este piturile mele. Carpetini. Căruța lui bunicu, surlini. Toate astea e alii mele. Și acum că tu ești copilul meu aditiv, când o să mor eu, peste 100 de ani o să fie alii tele. O să fii bătrân, da, o să mor bogat. Și asta este important. Mamă, nenea, state, să moră, să moră de eu. Am văzut așa ceva niciodată în viața mea. Deci aici și aia e cel mai frumos. Niciodată n-am văzut așa, nenea, state. Ce faci, bă? A, păi nu pupa, bă, pământul, că astea n-a crescut așa, bă, ploaie, ca ciopercii. Astea le-am făcut eu cu munca mea și cu mânuța mea. Mâna mea s-o pupi. Uite-te bine la ele. Dar asta ce e, nenea, state? Ăla este țurul Eiffel de la Paris. Poți să-l vizitezi dacă vrei. Te suiniești dacă ajungi în vârf. Deci toată panorama de la familia State. Dar ce frumoase! Ce faceți, domn profesor? Mare noroc a avut băiatul ăsta. Îl cunosc. De ce, mă, tu cunoști chiar toți țiganii? Nu pe toți, dar ăsta e de la tata din șatră. Ce-a pățit? Păi ce să pățească? O tăitură din fericire superficială la un milimetru de carotidă și împușcat în zona ficatului. Dar a fost prevăzător. Cum adică? A avut vestă, antiglonț. Ăsta vestă? Exact asta. Hai, fă-i, mămică, să mă ajuți, fă-i, că nu pot să urc scările astea! Tata, viu acum! Acum viu, acum, iau-te cu viu, imediat! Hai, fă, că nu mai pot, dă și tu o mână de ajutor, ce dracu faci acolo? Hai, fă, nițel să mă ridic, să, că nu e așa ușor cum crezi tu. Viu acum! Chiar așa nu poți să-ți mici și tu curul ăla de acolo. Deci nu mai pot. Dacă pățeam ceva pe scări și cădeam... Ce să pățești, pe că ești rotundă ca o minge? Te amortizai până jos.
Dă-te să mă odihnesc și eu un pic, că nu mai pot. Dă-te jos. Fata, dacă ești așa instinuată, de ce dracu nu stai acasă la tine acolo și ar patul tău să te odihnești? Hai, veni tu acelea să mă enervezi pe mine la cap. Stai dracu acolo, n-a acum așa. Oh. Papi! Ce ai făcut, bă? Ai murit! Ce-i fost? Asta-i tu, cum fac?